Lucrările la sensul giratoriu Poarta Nord pot începe. Demersurile pe care primăria trebuia să le facă au fost deja parcurse, iar firma care a câștigat licitația a obținut toate avizele necesare. Am terminat activitățile care țineau de noi în ceea ce privește subtraversarea la sensul giratoriu Poarta Nord, astfel încât în acest moment firma care a câștigat licitația are toate avizele, toată documentația necesară, toate lucrările, așa cum vă spuneam, care țineau de primăria municipiului Roman au fost efectuate și în momentul în care vremea ne va permite, în această primăvară vom demara lucrările de construire a acestui sens giratoriu, un sens giratoriu care are și finanțare, fiind semnat deja contractul cu Ministerul Dezvoltării Regionale și în același timp este un sens giratoriu care este foarte util în acea zonă a municipiului nostru, acolo unde vom face legătura dintre magazinul Dedeman și ocolitoarea Est, sigur întretăind cu DN2E85. Credem noi că vor fi lucrări de amploare, dar în același timp, în momentul în care se vor finaliza, vom avea o lucrare de calitate, o lucrare care să pună în siguranță traficul rutier din acea zonă. Finanțarea acestui proiect este asigurată de Ministerul Dezvoltării, care a aprobat suma de 12 miliarde de lei vechi pentru Roman.